Bună ziua! De ce suntem astăzi aici? Păi, este o bucurie pentru mine să mă reîntorc acasă. Suntem la a patra ediție a Female Empowerment Summit și la prima ediție de aniversare noastră de un an de zile. Povestea noastră a început acum un an de zile la Ambasada Statelor Unite, cu sprijinul doamnei ambasadoare, Kathleen Pavale, cu o comunitate foarte mică, 70 de femei. Astăzi ne întoarcem la PNR, unde avem alături de noi peste 150 de femei, iar pe parcursul celor 3 zile avem aproape 400 de femei. Și bineînțeles copii, că avem un eveniment foarte frumos la Muzeul Satului, unde aducem copii din zone defavorizate, aducem copii veteranilor de război. Evenimentele noastre sunt foarte mult focusate pe empowerment inspiration, dar mai ales și pe puterea colaborării. Noi suntem o platformă internațională. Eu lucrez în America de ceva timp. Mi-am dorit foarte mult să mă reîntorc acasă cu proiecte frumoase. Acesta este unul dintre ele. Am reușit să organizăm și anul trecut un eveniment de spațiu. Am adus Astronomus NASA, care promovăm România internațional. Țara noastră are un potențial extraordinar. Și cu toate zile, nu știu, să ne punem în valoare. Summitul se desfășoară, am înțeles, pe 3 zile. Este ziua de astăzi la BNR. Ce se întâmplă în următoarele 2 zile? Banca Națională a României, avem doamne minunate din diverse industrie, focusate foarte mult pe tradiție, cultură și antreprenoriatul românesc. Continuăm mâine la Muzeul Satului, împreună cu Ministerul Apărării Naționale, Femeile, Pacea și Securitatea Agenda, în care aducem împreună un număr de copii de la școli defavorizate, casele de clasament, și copiii veterani de război, să avem diferite activități, pe nutriție, pe sustainability. Bineînțeles, doamna Pufoiu, directoarea Muzeului Satului, o să ne dea un tur frumos ce înseamnă tradițiile și cultura românească. Și după aceea încheiem evenimentul nostru la fel, Hotel Mandoroș, tot în colaborare cu Ministerul Apărării Naționale. O să avem un număr extraordinar de elevi și studente din cadrul militar. Speaker minunat, Andreea Răducanu, și s-a doamna Ioana Murară, deputy director de la ANP, care vorbim de resiliență. Ce îți trebuie să reușești? Care este resiliența atât de importantă care și în restul acestei ele de minunate? Ceea ce încercăm să facem cu aceste evenimente este să continuăm colaborări și vrem să arătăm că suntem față, ne completăm în acest ceea ce putem să ne și bucurăm pentru cealaltă. Mulțumim frumos!